Echipa de polo masculin a CSEA Steaua s-a calificat joi în semifinalele Cupei României, ediția 2019, eveniment găzduit chiar în bazinul din cadrul complexului sportiv Ghencea. În primul meci din sferturile de finală, echipa pregătită de către Andrei Iosep a dispus de CSM Târgu Mureș, scor 14-2. Vineri, de la ora 18:30, în prima semifinală, CSEA Steaua se va duela convingătoarea partide dintre CSE Dinamo și Rapid. La finalul partidei de joi, tehnicianul stelist a declarat că e mulțumit doar parțial de jocul echipei de azi. Cam încălcit meciul de astăzi, dar ținând cont că ne-am făcut antrenament înainte de acest meci, ce am venit cu două ore înainte de meci, este oarecum, hai să zicem că avem o mică scuză pentru evoluția nu foarte, foarte convingătoare din meciul de astăzi. Per total, victoria rămâne victorie, la o diferență confortabilă. Așteptăm cu nerăbdarele meciurile de mâine și poimine. Pentru următoarele două partide rămase de disputat, Andrei Iosep a spus că are un singur obiectiv, trofeul Cupei României. Adversarii noștri sunt acolo, ne așteaptă. Noi am avut un program foarte încărcat, îl avem în continuare. Ei se pregătesc doar pentru aceste meciuri, cu siguranță și vor să ne surprindă. Noi trebuie să avem tăria, să ne apărăm cu dinții titlurile care le-am câștigat în sezonul trecut.